Sunt cinci tineri frumoși pe care îi așteptăm de un an. Ei sunt grupul Axios. Axios, am spus și anul trecut, dacă mai țineți minte, limba greacă înseamnă vrednic este. Și e o rugăciune de acceptare a păstorului. Vrednic este. Sunt cinci tineri care au format acest grup vocal la inițiativa lui Ignațiu Andrei Banc, să te vedem, Andrei, absolvent al Facultății de Teologie din Cluj și al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, care a ținut să fie împreună cu prietenii lui, chiar dacă sunt din patru județe diferite din Ardeal, mai exact cu Horațiu Peridian, cu Radu Ignat, cu Justin Pop al nostru și cu Cătălin Trif. Sunt subiectivă pentru că Justin a fost elevul nostru și este băiatul părintelui Mircea Pop. Au venit să ne colinde și în acest an pentru că ne-au rămas în suflet și repertoriul lor este unul care s-a auzit și peste granițele țării, la românii din diaspora. Distanța dintre ei nu a pus-o preliș prieteniei care îi leagă și de aceea, pe oriunde au trecut, au impresionat. Axios, vrednici sunt acești tineri minunați! E vremea colindelor. Colindul, această sinteză profundă între eternitate și vremelnicie, între viziunea creștină a lumii și experiența ancestrală de viață a neamului nostru românesc care ne-a zămislit, reprezintă imaginea vie sau icoana vorbită, care ne aduce Betleemul mai aproape de inimile celor care îl primesc. Colindătorii sunt primii vestitori ai taine. Glasurile lor confortă ecoul ale doxologiei îngerilor și cântării păstorilor. Grupul Grad Axios vă urează audiție.
și mă duc pe Dumnezeu să vă mântuiesc. Ne e dor de părinți. Ce părinți?
niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Niște cruci încă vii respirând, tot mai greu. Sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei. De sunt tineri sau nu după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn. Câtă muncă în plus și ce chin, cât de mult ne somn. Cine are părinți, are încă trecut. Cine are părinți, are încă trecut. Oh.
mai puțin. Thank you.
soarele, să ardă odoarele, să deschidă lumii, să se toată sfârșurii. Pune, Doamne, pe răzoare, dă-te un fluture și-o floare și-n traiță la săraci, dă-te un măr și doi colaci. Și nouă pentru Corină să ne scoată gaza întindă, fidea și colăceii, și vă garantăm că an de an vom fi prezenți în mijlocul dumneavoastră. Acum se noiește plugușor, se pornește și începe a colinda pe la case la ura. Prelungim acest moment să vă mai avem aici cu noi. Felicitări Andrei, Radu, felicitări Horațiu, felicitări Carlin, mulțumim Justin că așa cum v-ați intitulat albumul Hai acasă de Crăciun, ne-a dus și în acest an acasă aici pe Crăciun acești minunați tineri absolvenți de teologie care au știut să-și înmulțească talanții.